Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție a emisiunii dumneavoastră de Suflet, Ferestre către Suflet. Vorbim astăzi despre rugăciune, despre vorbirea cu Dumnezeu și unde se poate vorbi mai bine, mai potrivit despre rugăciune decât aici, în Sfântul Munte Athos. Ne aflăm la chilia, intrarea în Biserica Maicii Domnului, schitul românesc, Lacu, și suntem împreună cu Părintele Stareț Pimen Vlad. Doamne ajută, Părinte! Doamne ajută! Vă mulțumim că ne-ați primit, ne reprimiți alături de Sfinția voastră. Mă îngăduie Maica Domnului, mai îngăduie și pe noi. Și ne iertați că venim și să vorbim despre rugăciune când probabil părinții de aici știu cel mai bine că vorbirea de altfel se face către Dumnezeu. E acea formulă directă, da, de vorbire către Dumnezeu, mai mult decât între oameni, dar e și această latură a socializării între oameni. Ce se întâmplă dacă privim prin prisma asta omenească, să o luăm, cum era în timpurile vechi, un împărat, un ceva? Deci care era cea mai mare cinste? Să poți să stai de vorbă cu împăratul. Mulți zicea, doar l-am văzut pe împăratul. Și era cinste mare. De-aia să stai de vorbă cu împăratul și te bagi împăratul în seamă. Asta înseamnă vorbirea cu Dumnezeu. Să vorbești cu împăratul împăraților. Noi de multe ori începem să vorbim cu Dumnezeu. Că e în rugăciune acasă, că e la biserică. Și vorbesc 2 minute cu Dumnezeu și după aia, auzi, bă, Ioane, ce ai zis că ai mai făcut? Mă, Ileana, tu ce spui? Și Dumnezeu rămâne, cum zice, blocat, uite la noi și noi, nu-l vorbești, pe o jumătate de oră, a, Doamne, știi, auzi rugăciunea mea. Deci asta facem noi, oameni, cât de slabi suntem. De multe ori termin un acatist, dacă întreabă cineva și ce ai citit, păi începutul și sfârșitul, cam așa ceva. Noi nu înțelegem noi ce am vorbit cu Dumnezeu și atunci vrem ca Dumnezeu să ne audă. Deci rugăciunea înseamnă dăruire totală. Să pleci de la inimă ca să ajungă la inimă. Deci rugăciunea, de asta o spus Sfântul Apostol Pavel, neînceta vă rugați. Adică rugăciunea, toată viața noastră se transformă într-o rugăciune. Și în ce fel? Aici mi-amintesc ceva, spunea Părintele Ioanichi Bălan, ca să revenim aici la rugăciunea din lume. Când noi spunem aici, avem toate condițiile, slujbele la biserică permanent, toți participăm la ele și chiar creștinii care vin. După aceea aici toate te îndeamnă cumva, ieși un pic pe aici, mai faci un pic de treabă, ceva, ești în liniște. Îl contempli Dumnezeu, îl slăvești pe Dumnezeu și îi mulțumești lui Dumnezeu. Dar în lume, când te lovești de toate, și revin aici la ce a spus Părintele Ioanichi Bălan, ni spunea odată chiar la școală monahală, ni povestea el prin anii 92, cam așa ceva, când am la Sihăstria. Și zice, a venit o femeie și înainte nu era autobuz până la mănăstirea Sihăstria, era până la Gura Secului, de acolo erau 7 kilometri de mers pe jos până la mănăstirea Sihăstria. Și avea femeia o traistă cu aproape 10 kg de fasole, adusă din ce avea ea acasă, să se aducă la mănăstire. Și a venit la Sihăstria, era cam în Vinerea Mare. Și zice, părinte, poți să mă spovedezi? Da, bunică, vin încoace. Zice, na, știi, părinte, eu am 7 copii acasă, na, acum știi că am ținut post, zice, de duminica trecută n-am mai mâncat nimic. Deci deja avea 5 zile. Și zice, na, dacă pot să țin până la înviere să mă împărtășesc. Deci o săptămână, femeie care cu 7 copii vinise-și pe jos 7 kilometri, mai avea și o traistă de fasole în spate. Și părinte, vreau să vă spun ceva. Și n-am încerc și eu cât acolo printre copii, făcând mâncare, să mai zic și eu, Doamne, Hristoase, miliește, Doamne, ajută-mă, Maica Domnului, ajută-mă, zic și eu cum pot. Și odată, zice, tot ziceam și eu la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă, Doamne, ajută-mă. Și zice, învârteam acolo în oala cu borș. Și na, căldură, transpiram și deodată am simțit ca un foc din cer în minte și s-a dus în inimă și au început lacrimile să curgă, curgeau în borș, eu învârteam, totul, zice, nu știu, și-o dura câteva ceasuri lucrul ăsta. Și zice, părinte, ce-o fi asta? Zice, au dispărut toate grijile, toate astea. Zice, îmi curgeau lacrimile și aveam bucurie în interior. Și ne spunea Părintele Ioanichi, na, măi,
ci baba în lume cu 7 copii, învârtând în oală și au ajuns la rugăciunea inimii. Și noi în mănăstirii care tragem din noi și n-ajungem la lucrul ăsta. Deci se poate și în lume, acolo unde e simplitate, unde e nevinovăție. Deci dacă omul se dedică cu toată inima lui Dumnezeu și spune, Doamne ajută-mă, Maica Doamne ajută-mă, și își vede neputința, Doamne, vezi că eu sunt cu copiii, nu mă rog cum trebuie, Doamne, n-am timp să bat nu știu câte metane, să stau ori la rugăciune, Doamne, fă-ți milă cu mine, dar alea se duc ca săgețile la Dumnezeu. Și tot la Siestrea mi-amintesc ce povestea Părinte Dimitrie Bejan un lucru, că el când a fost dat în perioada comunistă, după ce a venit el, după 6 ani în Oranchi, în Siberia, după aia prin Bărăgani, ani de zile, iară, dat cu domiciliu obligatoriu la Hârlău. Și mai fugea toată noaptea la Siestrea, că se povedea la Părinte Cleopa. Și pleca cumva pe după amiază, așa, ajungea noaptea, se povedea și dimineața la prima oră pleca de acolo. Și zice că m-am dus în biserică și după utrenii plecau toți. Și eu am stat după ușă în întuneric într-o strană. Mă puneam și stam acolo și mă rugam. Și au rămas doi bătrâni de asiestrii, se vedea că semănau, doi frați. Și s-au pus în fața icoanei Maicii Domnului, amândoi. O ridica mâinile, au pus capul la pământ și cum se rugau, au început să joace o aureolă în jurul capului lor, așa, lumini, tot în jurul lor. Și s-au rugat bătrânii vreo oră și au plecat. Și mă minunam de ce rugăciune aveau. Bun, o trecut noaptea, zice, dimineață, aștepta să iei autobuzul. Era înainte de, nu știu la ce oră, la 9 sau ceva, pleca autobuzul la Siestrea. Și vede o femeie, simplă, o țărancă, că vine acolo, nu era nimeni în biserică, era înainte de a începe slujba. Și zice, în altar era Părinte Cleopa, făcea proscomedia pentru liturghie. Dar încă nu începuse slujba, vinea ca să pomnească mai mult cu o oră înainte Părinte Cleopa. El fiind într-un colț acolo, stătea. Și vine bătrâna și zice, se închină la icoane și apoi stă, zice, în fața bisericii, așa, în fața Sfântului Altar, cumva au ridicat mâinile și au început să-i spui lui Dumnezeu necazurile. Doamne, știi, copilul ăla, cu tare vorbea ea. Și-o scând momentul ceala, o văzut aceeași aureolă în jurul ei ca la bătrânicie. Și-o dat seama că bătrâna e la măsura bătrânilor ceia. Și-o scând, Părinte Cleopa, cum făcea proscomedia, o simțit harul. Și-o scând, l-o văzut că nu m-a oferit un pic. Zviera, o văzut-o pe bătrână în starea aia și pe aia s-auzea în altar plângând în hohote, plângea Părinte Cleopa din ceea ce văzuse la bătrâna aceea. Și după aia el spunea că, zice, am întâlnit-o pe bătrână la autobuz, că și ea pleca. Și zice, am întâlnit-o la autobuz și am întrebat-o, da, era o femeie simplă, dintr-un sat, cu copii, cu așa, cu necazurile, da. Și zice, la ce măsură era bătrâna? La măsura părinților aia care erau de o viață în mănăstire. Deci nu putem folosi ca scuză faptul că nu putem dimineața, că plecăm la serviciu, că nu putem la amiază, că suntem în prin lucru, că nu putem seara, așa cum spunea Constantin Ciomâzgă, că mă pun la un acatist la Maica Domnului și mă apucă Maica Somnului. Da. Deci, nu sunt îndreptățiri. Vezi că bătrâna asta nu făcea rugăciunile care făceau bătrânii, ci ea poate ori întregi. Dar măsura era aceeași. Sunt scuze abil formulate. Da. Deci măsura era aceeași, deci ea la un Doamne miluiește, poate făcea cât un sfert de oră la alții de rugăciune. Deci era rugăciunea aia simplă, directă la Dumnezeu, care se ducea. Deci în smerenie. Deci oricine în lume poate să roage. Dar cum am spus, să plece cu rugăciunea, pleacă de acasă cu rugăciunea, mulțumește lui Dumnezeu în se duce, cere ajutorul lui Dumnezeu seara când se întoarce la fel, tot timpul cu rugăciunea. Părinte, poate nu știm să ne rugăm, nu știu. Foarte frumos spunea Sfântul Sofronie Saharov, învață-mă, Doamne, cum să mă rog. Dar putem folosi, că eu nu prea știu rugăciuni, putem folosi asta întâmplă? Ca scuză? Deci știți ce se întâmplă? Noi dacă mergem că nu știm să ne rugăm și am scăpat, deci e bună și rugăciunea citită, în care citești o rugăciune dimineață, o rugăciune de seară, un acatist, un paraclis, încerci să-ți aduni cum poți tu. Dar zici, întotdeauna înainte de a începe, era o vorbă tot la un părinte, zici, trebuie încălzirea uleiului, ca la mașină. Când ai dat cheia, nu dai deodată, o lași un pic să încălzească. Zici, ce înseamnă asta? Ia fă câteva metani înainte de a începe rugăciunea. 3 metani, 5 metani, 12 metani, cât îi poți, că atunci să aerisești o leacă și creierul. Ce se întâmplă? Cum ești tu moleșit, somnoros, dacă ai făcut câteva metane, tu începi să respiri cu toată inima, așa cum se zice, se alimentează plămânii, creierul
și să limpezești o leacă mintea și să adun un pic, că tu cât faci acolo în 10 metani, zici, Doamne, Iisuse Hristos, miliește-mă, sau slavă ție, Doamne. Ei, și lucrul ăsta o leacă să adună mintea și după aia începi să citești o rugăciune. Și după aia unde vreau să ajung? Zice, mai trebuie și rugăciunea proprie, în care te așezi tu în genunchi acolo, chiar sau în picioare, cum poți tu, în fața icoanei Maicii Domnului și să vorbești direct cu ea. Pentru că atunci nu-ți mai fugi mintea când stai de vorbă. Stai de vorbă cu un om, stai de vorbă cu Maica Domnului, stai ceva. Deci îi spui toate problemele tale, bucuriile, necazurile și asta înseamnă rugăciunii de la inimă la inimă. Deci lucrul ăsta trebuie să-l avem în fiecare zi un pic de rugăciunii proprii. De ce e important să ne rugăm? Nu putem fi autonomi? Nu știu, prin propriile forțe. Și atunci ce facem? Ajungem la ceea ce spun yoghinii, ce spun toți, că știi, noi avem puteri nedescoperite și așa mai departe. Ce suntem noi? Nu vezi, suntem nimic. Putem face noi ceva? Ia, fă o furnică, fă ceva, că e mică furnica aia, fă și tu o furnică dacă ești așa grozav. Fă orice, ai o boală, rezolvă-ți tu problemele. Adică vedem cât de slabi suntem noi. Nu vezi că ți-ai rupt un picior. Rezolvă-ți tu problemă, pune la loc, dă-i două ciocani, poate-i două cui, rezolvă. Vezi că nu poți, suntem foarte slabi. Nu vezi, s-o oprește inima, s-a terminat. Ai dat ceva, te-ai lovit la un ochi, nu mai vezi. Deci sunt lucruri simple, așa, chiar vedem cât de slabi suntem noi. Deci noi avem nevoie permanent de ajutor, deci asta am spus, partea asta trupească, dar sufletească, starea aia când ești decăzut. Câte puteri ei când strigi la Dumnezeu, Doamne! Și când te gândești, măi, mă ajută Dumnezeu. Deci există, indiferent unde ești, cu uneori de uneltele astea lumești, și băi, n-am toporul la mine să mă apăr, n-am ceea. Dar pe Dumnezeu poți să-L ai oriunde. Că ești la 100 de metri sub pământ în mină, că ești închis în cea mai adâncă închisoare, unde ai fi, la Dumnezeu poți striga tot timpul și te aude. Și ajunge la o întrebare firească, care decurge din conținutul emisiunii. Care este puterea rugăciunii? Puterea rugăciunii, ce se întâmplă? În funcție de smerenia noastră. Rugăciunea devine mai puternică cu cât suntem mai smeriți. Pentru că spune așa, Dumnezeu celor smeriți li dă har, celor mândri li stă împotrivă. Cu cât îți smerești mai mult, cu atâta vine harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu ce face? Te învață să te rogi, îți dă putere, te ridică, cum se zice, din noroi, te face puternic și te face un om bun, harul lui Dumnezeu, un om cu milă, un om cu dragoste. Că ce înseamnă dragoste? Că Dumnezeu este dragoste. Deci dragostea nu cade niciodată. Dragostea e mai presus decât toate. Și atunci omul care are harul lui Dumnezeu are dragoste. Și dacă are dragoste, are totul. Există și rugăciune în tăcere, în taină? Sigur că da. Zicea, bea aceea, ea se duce direct la Dumnezeu. Ce spunea, avem la Moise, când greșise poporul, era în pustie, și Moise se uita la ei și tăcea. Și vine glasul lui Dumnezeu, de ce strigi la mine, Moise? El tăcea, strigi la mine, deci în adâncul inimii lui striga la Dumnezeu. Și aia s-auzea ca un strigă la Dumnezeu. Pentru că când strigi așa cu vocea, te aud, ce-i roată, nu știu ce. Dar când strângi tu din inima ta, în durerea ta, sau o mamă care vede copilul pe moarte și în adâncul inimii îi strigă, Doamne, păi se duce la Dumnezeu direct. Deci cum de ce s-a venit vorba și rugăciunea inimii? Păi nu se strigă, e rugăciunea inimii, e în taina inimii acolo, care inima vorbește direct cu Dumnezeu și Dumnezeu o ascultă. Pentru ce să ne rugăm, Părinte? Deci nu-i normal, ca și creștini, asta trebuie să cerem. Doamne, să facă voia Ta în toate. Și după aia putem spune cereri, Doamne, știi, aș vrea și eu o mașină, da? Să o luăm lumește. Dar dacă-i voia Ta, Doamne, dă-mi-o, dacă nu, nu mi-o da. Doamne, vreau și eu o casă, dar dacă e voia Ta, dă-mi-o, dacă nu, nu mi-o da. Doamne, uite, nu putem să avem copii și ne dorim foarte mult. Doamne, dacă e voia Ta, dă-ne copii, că nu știm care e situația. Întotdeauna să fie după voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vede că ne lăsăm în voia Lui, știe mai bine cine e de folos. Că de multe o strigăm și țipăm la Dumnezeu că nu ne aude Dumnezeu, să ne dea. Și până la urmă, cum zice, satărâși Dumnezeu. Na, mă, dacă vrei, ia. Și după aia când vezi că ți-o făcut rău, Doamne, dacă știu când faci rău, de ce mi-ai dat? Dar ai uitat că tu ai strigat 2-3 ani la Dumnezeu pentru lucrul cealaltă. De asta, adică întotdeauna să cerim la Dumnezeu, dar să încheiem rugăciunea dacă e voia Ta și dacă mi-este de folos.
Care este legătura între rugăciune, faptă și post? Mă gândesc că ele sunt conjugate una cu cealaltă. Ce se întâmplă? Rugăciunea, ia să zicem la un om care a mâncat un porc, a băut două sticle de vin, ce rugăciune poți să aibă la momentele alea când e buibat și cască și a venit somnul și i-a amețit de vin? Dar e la un om care a băut un pahar de apă și s-a mulțumit cu atâtea, zicem în ziua aceea. Deci e trupul tras, e sub, deci omul ăla nu mai are chef el de gânduri murdare, de nu știu ce. Deci trupul e pus sub control, e liniștit, cum se spune. Și atunci omul cealaltă altfel se roagă. Deci e un trup oleac, e strâmtorat, se roagă altfel. Și atunci omul nici nu mai are starea aceea de a privi de sus pe ceilalți, adică e umilit oleacă când e postul. Nu se ridică deasupra la celălalt, nu-i privește de sus, dar un om care mănâncă bine, doarme bine, și de nu zicem că nu-i nevoie de asta, dar duse la exagerare lucrurile astea și are bogății și privește de sus pe ceilalți, deci ajunge să facă fapte care nu-s bune. Nu zicem că bogăția era, că poți să ai bogății și să faci lucruri bune. Deci toate astea. De asta, adică rugăciunea cu postul și cu fapta bună, astea se duc la Dumnezeu, dacă sunt plătite toate trei. Deci vedem, ne rugăm cu un pic de post și facem și binele după putere. Și atunci sunt plătite toate trei și sunt făcute cum trebuie. Care sunt piedicele împotriva rugăciunii? Știți ce face diavolul? Are un obicei acolo. Că spune că la întâlnirea diavolilor vinea fiecare când întreba Sarsailă cum înșelați pe oameni. Păi eu îi spun că nu-i Dumnezeu, altul eu îi spun să nu-ți ducă la biserică, altul eu nu știu ce le fac. Și vine unul și spune, eu le spun, este și rai, este și iad, este și pedeapsa lui Dumnezeu, toate sunt. Dar ai timp, nu faci azi, mâine, amânarea. În fiecare zi spune mâine. Vine îngerul și spune, hai omule, ia și te roagă o leagă lui Dumnezeu. A, vine diavolul, dacă mai ești obosit, lasă că te rogi mâine. Auzi, du-te o leagă și fă o faptă bună și la uite, amărât aia de văduvă, i-o căzut poarta. Vine diavolul, lasă că mâine o să faci. Scoală-te și tu, uite la liturghie, ești obosit, mă lască duminica viitoare. Permanent există un mâine. Și asta e lupta cea mai mare a diavolului, amânarea. Să amânăm. Știm că e rai, știi că mă iad și cumva ne astupăm conștiința cu anumite motive. A, acum s-a obosit, las că fac mâine, doar fac, doar n-am spus că nu fac, dar fac mâine. Și mâine până o să ajungem la bătrânețe cu mâine și trece timpul care e cel mai valoros la om și nu mai știm, ajunge la o zi în care nu o să mai existe mâine, că plecăm. Și atunci o să ne întrebe Dumnezeu, dar de ce? A, păi Doamne, ziceam că mâine, care e mâine, că te-am lăsat 70 de ani. Deci amânarea e cea mai mare înșelare a diavolului, ca să nu facem, să amânăm permanent. Nu, azi fă, măi, o venit vecinul, ți-o spus, băi nevastă, mă duc o oră să-l ajut. Las că mâine o faci și pentru noi. Altceva, la cât de obosit ai fi, băi, liturghie, o tras cu optul, mă duc la liturghie. Las că dacă ai fi obosit, duminica viitoare o sta. Amân lucrul cealaltă pe atunci, dar azi mă duc și-l fac. Deci să nu amânăm. Părinte, sunteți aici în Sfântul Munte Athos de mulți ani, sunt convins că ați văzut și ați simțit multe din roadele rugăciunii, multe minuni care au izvorât ca urmare acestei inițiative. Puteți să ne dați câteva exemple de rodire a rugăciunii? V-am auzit cândva vorbind despre un pusnic care avea o evlavie deosebită la Maica Domnului, cu acel crin. Dar deci sunt multe, adică ca să intru așa în timp, gândiți-vă, eu am venit aproape 30 de ani în urmă în Athos, doar cu hainele de pe mine, cu nimic. Și cum era atunci greu cu viza, prin Ierusalim vreo 2-3 săptămâni am dormit prin boscheți, cum se zice, nici bani n-aveam. Adică pentru mine permanent o minune, cum m-a adus Maica Domnului aici. Deci chiar pornind de la Siestrea, cu 2 săptămâni înainte, până clopa de pe un deal o strigat. Râdea și spunea, ai grijă să nu fugi în Athos, dar suna exact ca și cum știu că o să fugi în Athos. După 2 săptămâni nu mai vedeam decât Athos în fața ochilor și la timpul ăla nici nu mă gândeam. Am ajuns la Ierusalim fără nimic, fără bani, fără, am dormit prin boscheți, mâncam struguri din copaci. M-au adus, Maica Domnului mi-a pus și viză și am ajuns și în Athos. Adică, plus venind în Athos la nimic, am venit în schitul ăsta care era o ruină, toate casele dărâmate, ne-am adunat la o casă unde ploua prin 300 de locuri. Eu în chiliuța unde stam, aveam o tablă lungă 2 metri deasupra patului, de acolo era altă tablă unde ducea pisoburi, era un lighean și aduna apa deasupra patului ca să pot dormi în pat. Ploua peste tot. Nu exista nimic aici. Ei, și privesc acum în urmă la lucrul ăsta, gândiți-mă, după toate astea,
ce minuni s-au făcut în schitul ăsta, care era o ruină, nu era nimic. Ne-am adunat toți câțiva la căsuța aceea și de acolo tot ne-am împrăștiat și am refăcut. Sunt 17 case, cum vedeți aici, cu biserici puse la locul lor și 60 de călugări. Din nimic toate astea și ca străini. Și asta spuneam de multe ori, cea mai mare minune pentru mine, care nu o uit niciodată. Și cumva, adică o privesc așa ca minunea Maicii Domnului pentru mine, Athos-ul e unicat în lume, da? Sunt atâtea locuri frumoase, locuri sfinte, cu tare, dar Athos-ul are ceva. Doar Athos a fost ales de Maica Domnului ca și grădina ei, în care nu a permis nici intrarea femeilor, nici așa, adică o rânduială de 2000 de ani. Da. Și aici sunt câțiva călugări din toată lumea asta. Din lumea asta care are 7 miliarde, cât are ea. Gândiți-vă că sunt 2500 de călugări. Adică cât la sută ce înseamnă, cât de puțin din lumea asta. Și asta am spus. Totuși, din ăștia 2500 de călugări, să mă ia aici pe mine Maica Domnului dintr-o țară, din capătul lumii, să zicem așa, să mă aduc aici și după 30 de ani în afară, că să mă ajute zi de zi. Vedeți, asta e a doua chilie și biserică care am construit. Întâi am construit Sfânta Artemie, mai jos, după aia asta, de la zero, de la nimic. Și după atâția ani, după ce mi-a oferit atâtea și atâtea condiții, atâtea bunătăți, atâtea situații Maica Domnului, încă mă mai rabd în grădina ei. Adică ce minuni mai mari, ce alantic, au fost intervenții, ce vedeți construcția asta aici, gândiți-mă, în 2015 eu aveam 1000 de euro datorii, n-aveam un leu. Și am început toată lucrarea asta, erau doi greci, care acum unul a murit, mai trăiește unul undeva mai încolo, la vreo oră distanță și mă cunoșteam cu ei. Și la un moment dat au auzit că, măi, Pimen a luat chilia la Nicolae, zicea. Zona asta se chema la Nicolae, unde nu era nimic, erau o grămadă de bolovani aici. Și bă, ăla ori e nebun, ori are un sac de bani. Adică era lor, bă, ce trebuie la omul ăsta? Eu aveam chilia aceea, eram adunați, liturghii în fiecare zi, eram 10 părinți. Și ce trebuie la omul ăla? Zice, bă, la ori e nebun, ori n-ar ce face cu bani. Eu n-aveam niciun leu și aveam și 1000 de euro datorie când am început aici. Și gândiți-vă tot ce vedeți aici, biserica, casa Arhondaricu, din 2015, de la zero, fără niciun leu s-a făcut. Adică când vedeam lucrurile astea zi de zi, când vinea Maica Domnului și când era datoriile, vineam și mi le achita. Trimitea om care nu-l cunoștea și părinte, ia banii ăștia, uite, zice, mi-a spus Maica Domnului să-ți dau banii ăștia să-ți acoperi casa, să vii om să-mi spui lucrul ăsta. Adică o grămadă de lucruri din astea care erau una după alta. Adică toată viața, cum se zice, a fost o minune a Maicii Domnului în care mereu mă minunam de bunătatea ei. Adică cum să nu o iubești pe Maica Domnului când vezi că în fiecare zi își face prezența prin ceva anume? Ce aș putea spune mai mult? Că-s multe astea, nu mai intru eu. A fost, adică de asta eu pentru mine Maica Domnului totul. Chiar mă întreba cineva în țară, zice, părinte, dar zice, mai aud părinți vorbind de Dumnezeu, de Iisus, de cutare, dar tine te-au vorbit toată ziua numai de Maica Domnului. Și care e diferența? De ce vorbești? Zic, pentru că e stăpâna mea directă. Eu locuiesc în casa Maicii Domnului, în afară chilia, în grădina Maicii Domnului și orice rugăciune eu adresez ei și o duce mai departe. E stăpâna mea directă. Zic, de cine să vorbesc? E stăpâna mea. Deci eu de ea vorbesc oriunde mă duc. Pentru că știu că ea are grijă de mine, e mama mea. Și atunci ea se duce mai departe și duce lucrurile astea. Să vă țin în pază, părinte, vă mulțumim tare mult. Formatul emisiunii noastre ne constringe cumva. Bine, să ne ajute Maica Domnului, să mulțumesc. Ne ajute și să nu uităm de ea niciodată. Cum a spus cuviosul Paisie, cum în două mâinile ca și copilul de fusta mamei. Și atunci nu ne lasă niciodată. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Doamne Maica ajută, Domnului. Să ne ajute Maica Domnului. Oameni buni, aceasta a fost ediția de astăzi. Sperăm că v-ați împărtășit măcar o picătură așa din rugăciunea care se săvârșește aici zilnic în Sfântul Munte Athos și care sunt convins că ne ajută pe fiecare dintre noi, fie că reușim să venim aici, fie că nu reușim să suntem acasă, acolo unde, așa cum spunea și părintele, putem face un mic Athos în colțișorul nostru de rugăciune. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Doamne ajută!